Pesta porcina africană este boala care a decimat efectivele de porci din țara noastră, aducându-ne în situația de a mai produce abia 15% din carnea de porc necesară pentru consumul populației. Cu toate acestea, se pare că există în sfârșit și vești bune. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor susține că trendul evoluției focarelor în acest moment este unul îmbucurător, în sensul că mai avem doar 10 focare active de pestă porcină africană la nivelul țării. Avem o analiză din 2017, când în iunie a debutat primul focar de pestă porcină africană, cu o creștere extraordinar de mare și cu un efect devastator pe creșterea porcului, ajungând la mii de focare, la pur și simplu punerea pe butuci a creșterii porcului în România. Și slavă Domnului, astăzi, când vorbim despre această boală, mai avem 10 focare active, ceea ce înseamnă că lucrurile, să zicem, că au fost sub control. Dar aici trebuie să mulțumim și crescătorilor de porci din sectorul comercial și celor din gospodăria populației, pentru că tot timpul au fost discuții, că au înțeles regulile care trebuie respectate, autoritățile statului care au mărit exigența, pentru că noi am diagnosticat două componente care au afectat, să zic așa, răspândirea bolii. Măsurile de biosecuritate și circulația necontrolată a acestei specii a porcinelor. Din păcate, oamenii au înțeles foarte, foarte greu și niciodată autoritățile singure nu pot rezolva astfel de probleme. Dacă la început exista o teorie a conspirației, împreună cu autoritățile locale, cu primăria și cu celelalte instituții ale statului, cu poliția, am reușit să-i facem pe oameni să înțeleagă că o simplă dezinfecție la nivelul adăpostului, limitarea plimbărilor dintr-o curte într-alta, închiderea târgurilor, chiar dacă și acum sunt discuții și noi avem în analiză și ăsta este un subiect de deschidere, dar să vedem, pentru că și acolo erau locurile de unde se difuza boala, a făcut să se limiteze difuzarea acestei boli